Proiectul Vara pe uliță le oferă copiilor și tinerilor șansa să petreacă o vacanță de neuitat în cadrul atelierelor de creație meșteșugărești. Și ca o noutate, anul acesta, cei care nu prea se descurcă între ale dansurilor au posibilitatea acum să descopere tainele jocului popular românesc. Iar copiii interesați sunt mulți, unii vin chiar din străinătate. Prima oară când lucrezi, cântești, da? Da. Astăzi e prima dată? Da. Ai să mai vii? Da. Da? Îmi place foarte mult. Se pare interesant? Da. Cum e? N-aveai ce face în vacanță? Te plictiseai? Ai vrut să faci ceva interesant? Păi am venit din Canada în vacanță să mă ved bunicile și vin cu bunica mea aici în fiecare an. Și fac la mărgele și ăsta e prima dată la țesut și îmi place foarte mult. Nea Gheorghe vine tocmai din Horezu an de an să învețe pe cei mici tainele olăritului. Mânuțele sunt mici, nu ajungi nici bine la roată, dar la anul când am să vin și o să ne mai întâlnim dacă... M-a dat un bunul Dumnezeu și mai mai fi până la anul, atunci ai să fii mai mare și o să ai mai multă putere. Că trebuie să fii și puțin, să ai o țărică forță dacă mănânci mai mult. Ai o țărică putere mai ca lumea dacă nu mănânci mai puțin și cu cereale. Pune și cereale, dar să fie și cu lăptii de aia de la văcuță, ca să prindă fata putere, da? E fericit că aceștia vor chiar și în joacă să afle secretele acestui străvechi meșteșug. E și o pasiune, în primul rând... Trebuie să ne ajutăm și cu institutul, e și plăcerea noastră să vii, că ne putem expune să ne vindem din obiecte. E o joacă, la noi în zonă majoritatea bărbații lucrează. Unul dintre cele mai căutate ateliere este cel de pictură de icoane pe sticlă. Vin de 7 ani. Și îți place, înțeleg că te-a captivat de vin fiecare an. Da, în fiecare an îmi place să vin la domnul Baciu și îmi place să fac pictură pe sticlă. Mai faci și în timpul tău liber, adică acasă? Da. Da, în timpul verii. În vacanță, să zic așa. Da. E un mod plăcut de a-ți petrece vacanța de vară? Da, e relaxant. În tabăra de la Muzeul Satului, cei mici nu au cum să se plictisească. Timp de 4 ore pe zi, de luni până vineri, ei pot deprinde tainele îndeletnicirilor populare de la meșteri veniți din toate colțurile țării. Este o tabără atelier, un fenomen pentru că părinții și-au programat concediile în funcție de această tabără. Părinții vin în România, mă refer la părinții cei care lucrează în străinătate, vin în România pentru copiilor și doresc să petreacă timp de calitate alături de ei. Așa este, avem din Canada, anul trecut am avut din Azerbaidjan, din India chiar, copii care sunt și din corpul diplomatic, deci iată că aș putea spune că este o tabără internațională. Pentru cine mai vrea să vină în tabăra de la Muzeul Satului, trebuie să știe că locurile au fost de mult ocupate, însă organizatorii spun că acestea pot fi suplimentate. Pentru fiecare săptămână, în cadrul unui atelier la alegere din cele 19, părinții vor trebui să scoată din buzunar 150 de lei.